Aproximativ 800 de imigranți au trecut miercuri 9 septembrie frontiera ungaro-austriacă pe jos, determinând autoritățile să închidă o șosea în timp ce îi strângeau pe refugiați pentru a-i duce în centre de primire, potrivit poliției. Afluxul respectiv de imigranți a luat prin surprindere poliția austriacă, deoarece el a survenit după câteva zile de transferuri constante cu trenul a mii de imigranți în drumul lor către Germania și alte țări. Vom aștepta pentru a vedea cum va evolua situația în următoarele câteva ore și în cursul nopții. Dacă vin mai multe persoane, aceasta este absolut posibil, a declarat un purtător de cuvânt al poliției. Potrivit agenției MTI, imigranții au venit cu trenul de la Budapesta până la Hegyeshalom, localitate situată la granița cu Austria.